Candidații din anul acesta vor încheia cu universitatea, indiferent la ce formă de studii aplică, cu taxă sau fără taxă, la zi sau la frecvență redusă, contract doar pentru un an de zile și nu pentru toți 3 sau 4 ani de zile, cum era până în anul curent, tocmai din raționamentul că după fiecare sesiune, după fiecare an de studii, mai bine zis, nu după fiecare sesiune, se va face în funcție de nota medie pe care ai acumulat-o la ambele sesiuni din iarnă și din vară, nota generală pentru anul 1, anul 2, respectiv anul 3 sau 4 de studii, și respectiv clasamentul în ordine descrescătoare va decide cine este candidatul sau studentul care de la studii cu taxă trece la studii fără taxă și viceversa, cine demonstrează că are o medie mai mică, dar a beneficiat în anul 1 sau anul 2 de studii fără taxă, va trebui să-și achite taxa pentru anul respectiv. Pentru această formă de admitere la mai multe universități și la mai multe specialități au pledat în primul rând candidații cu note foarte mari, fiindcă de regulă ei rămân în afara locurilor bugetare atunci când aplică la specialități cu puține locuri și sunt nevoiți deja să meargă la o altă specialitate plătind taxa de studii. Candidații din anul acesta vor încheia cu universitatea, indiferent la ce formă de studii aplică, cu taxă sau fără taxă, la zi sau la frecvență redusă, contract doar pentru un an de zile și nu pentru toți 3 sau 4 ani de zile, cum era până în anul curent, tocmai din raționamentul că după fiecare sesiune, după fiecare an de studii, mai bine zis, nu după fiecare sesiune, se va face în funcție de nota medie pe care ai acumulat-o la ambele sesiuni din iarnă și din vară, nota generală pentru anul 1, anul 2, respectiv anul 3 sau 4 de studii, și respectiv clasamentul în ordine descrescătoare va decide cine este candidatul sau studentul care de la studii cu taxă trece la studii fără taxă și viceversa, cine demonstrează că are o medie mai mică, dar a beneficiat în anul 1 sau anul 2 de studii fără taxă, va trebui să-și achite taxa pentru anul respectiv. Dar dânsii trebuie să înțeleagă că statul îți dă această șansă, tu un an beneficiezi de studii gratuite și alte facilități cămin, bursă, dar ulterior deja trebuie să faci tu dovada că faci efortul și înveți cel mai bine atât cât poți tu învăța și intri deja în acel concurs general. La fiecare universitate, ei merg cu dosarul în original. La comisia de admitere se face o copie a tuturor documentelor, se lasă copia semnată de cel care a recepționat dosarul, membru comisiei de admitere, că actele corespund originalului și după ce candidatul, văzând unde a trecut, la ce universitate a trecut și la ce specialitate din domeniul profesional a trecut, el, timp de 3 zile, trebuie să decidă și acolo unde merge cu dosarul, cu acte originale și îl lasă, acolo dânsul va apărea în lista deja de studenți înscriși la acea facultate și acea specialitate. Unde nu a mers cu actele în original, el automat, desigur, că dispare din listă și în listă apar acei candidați care au prezentat dosarul cu acte în original. Desigur că admiterea din acest an presupune și trebuie să enunțăm și acest lucru, că tu poți să mergi doar la o singură universitate și în cadrul acesteia să depui deja iarăși la decizia Senatului, la 2 sau nu știu câte specialități va decide Senatul. Și acolo, desigur, te duci din start cu dosarul de acte în original din prima și îl lași la opțiunea 1,
te înscrii la mai multe opțiuni, ulterior vezi la care ai prins un loc la buget, că de regulă toată lumea urmărește să prindă un loc la buget și ulterior face alegere pentru opțiunea 2 sau 3. Deci asta este procedura. În perioada din 31 iulie până în 3 august, ei merg cu dosarul de acte în original la specialitate și universitatea selectată și respectiv... Păi da, v-am zis că sunt 3 zile în care dânșii... De universitatea. Nu, noi am zis că nu există la câte universități, la una sau mai multe universități, rămâne la decizia lor. Sigur că eu bănuiesc că o să fie o decizie rațională și aici i-aș îndemna și pe candidați și pe părinți să, într-adevăr, foarte conștient să-și răspundă la întrebarea pe lângă ce doresc, la următoarea întrebare, am eu capacitatea? Am cunoștințele necesare să fac față lucrurilor. Dacă venim spre această zonă a învățământului vocațional tehnic, altfel spus școli profesionale și colegii, vreau să îndemn candidații să depună la aceste instituții, deoarece și Republica Moldova și piața regională și piața europeană solicită mai mulți muncitori calificați decât persoane cu studii superioare. Aici urmează să facem și noi și alte țări cele mai mari investiții și reforma cea mai mare, așa încât acest sector să redevină atractiv, fiindcă salariile, dacă doriți să deschidem paranteza, rămân să fie mult mai mari chiar decât salariile pentru o specialitate din învățământul superior. Și vreau să îndemn să depună la toate meseriile și meseriile din școlile profesionale și specialitățile pe care le avem în cele 46 de colegii și 66 de școli profesionale, fiindcă ele cu adevărat sunt căutate pe piața locurilor de muncă. Din cele 20.475 de locuri la studiile superioare, 6.755 sunt cu finanțare bugetară și 13.720 cu finanțare prin contract. La învățământul secundar profesional, pentru acest an avem o ofertă de 11.665 de locuri, 2.335 sunt pentru școlile de meserie, 8.600 pentru școlile profesionale și din aceste 11.665, doar 370 sunt prin contract, restul sunt la buget, tocmai din considerentul și argumentul pe care îl expuneam mai sus. Avem nevoie de muncitori calificați. Și de ce tinerii se concentrează mai mult pe universități? Probabil că și filtrele de admitere în universități nu au fost rigide. Într-adevăr, în universități trebuie să acceadă doar cei mai buni, așa cum s-a întâmplat dintotdeauna. Școlile profesionale trebuie să rămână atractive. Noi vom investi și în infrastructură, și în laboratoare, așa încât elevii din aceste școli să nu trăiască sentimentul că învață la o instituție de un nivel inferior, nici pe departe. În colegii avem pentru acest an 8.355 de locuri, dintre care 4.771 cu finanțare bugetară și 3.584 pe bază de contract. Observați că aici de asemenea punderea studiilor cu finanțare de la buget este mai mare.